Dulceața de agude negre sau dude, cum li se mai spune în popor, este o rețetă absolut delicioasă pe care o puteți prepara foarte ușor. Avem nevoie de 1 kg de agude, 500 de grame de zahăr și zeamă de lămâie. Agudele culese trebuie pregătite imediat. Dacă îți place rețeta mea, te rog să-mi dai un like, mă ajută foarte, foarte mult și apasă butonul de urmărire pentru că postez rețete noi delicioase în fiecare zi. Mod de preparare. Se spală agudele într-o sită, apoi se pun într-un vas împreună cu zahărul, se scutură vasul bine să pătrundă zahărul printre fructe. Se lasă până fructele încep să-și lase sucul. Următorul pas este să punem vasul la foc mic să fiarbă și când dulceața începe să formeze spuma la suprafață, o îndepărtăm cu ajutorul unei palete. Vasul trebuie supravegheat continuu. Între timp, sterilizăm borcanele, le fierbe în apă timp de 15 minute după ce dă în clocot, apoi le uscăm. Încercăm consistența dulceții, verificăm dacă dulceața este legată. Dacă considerați că siropul este prea subțire, vasul se pune iar la fier până obținem consistența dorită. Turnăm dulceața fierbinte în borcanele sterilizate, înfiletând bine capacele. Așezăm borcanele cu capacul în jos și le acoperim cu un șervet textil gros, lăsându-le acoperite până în ziua următoare ca să se răcească, când le putem muta în cămară. Rețeta este gata și vei putea servi dulceața pe parcursul întregului an. Lasă-mi un mesaj în comentarii și spune-mi ce părere ai despre rețeta mea.